Interesat, am fost deja la Ministerul Transporturilor, s-a ridicat problema acestor drumuri. Să vedem la prima rectificare bugetară, pentru că există o lege care spune că n-ai voie să începi lucrările fără să existe o finanțare în spate. Există contractori, există om care putea să intre să repare aceste drumuri. Toate fondurile pe reparații au fost epuizate de Suceava, Botoșani și Piatra Neamț. Cum credeți dumneavoastră Pe un an de zile, deci gata, terminat. proiectul privind Piața Unirii? În ce sens? Așa, în sensurile în care e el oglindit în presă. Păi, stați așa un pic, dumneavoastră ați făcut o oglindire în presă dintr-un singur punct de vedere, Nu, unul eu îl laudă, unul îl am... critică. Haideți, știți ceva? Hai să vorbim de proiectul Piața Unirii după ce Dacă trece dumneavoastră ați campania văzut electorală. presă care laudă proiectul Piața Unirii, Deci aia după nu-i ce presă, trece, aia e ciocii. campania electorală, discutăm de Presa de proiectul obicei nu Piața Unirii. laudă. Păi, proiectul Piața Unirii, este un proiect care a fost aprobat la nivelul Guvernului României, care a fost dirijat și licitația a fost făcută la nivelul Ministerului Mediului, deci nu la Focșani. Că și eu am avut o vreme când l-am acuzat pe domnul Bacinski că el e responsabil de Focșani și de Piața Unirii. Eu zic că e responsabil de toate lucrurile. Când mi-a arătat documentațiile, am văzut că tot proiectul a fost avizat și contractorul este la Guvernul României. Ce a ieșit și cum s-a întâmplat și ce este acolo, mie nu mi se pare. Știți care e singura chestie care trebuie rezolvată? Deci, domnule, noi români avem o chestiune. Poate bate vântul mai tare decât la Paris. Ei au vrut să facă ceva gen grădinile Tuileries. Am fost acolo și am văzut că e un praf de piatră. Dar probabil că compusul ăsta care e pus la Focșani, nu, dacă vreți să țineți conferința de presă în locul meu, o țineți dumneavoastră. Și așa, dumneavoastră țineți partea PD-ului în continuare și aveți aceeași campanie. Așa că ce vă stai discutăm? Nu, eu v-am întrebat de un Deci proiect care dumneavoastră nu se sunteți beneficiază și dumneavoastră de el, domnule. ziarist, domnule. Deci eu v-am explicat tot. Deci părerea mea este că acelea lei Pentru trebuie că modificate. electoral, vorbind cu partenerii noștri, s-au împăunat cu acest proiect. De ce să nu... Deci stați așa un pic. Deci în primul Adică rând cu el când a acest... fost bun, când a depășit atribuțiile, când l-a făcut ministerul, când a fost inaugurat sau atunci când au început să crape dalele? Asta vă întrebam. Bine, dar Pentru că și dumneavoastră ați avut... există niște bani care există garanții la proiect și nu cred că vor primi societatea respectivă, nu va primi acei bani niciodată. Și vom vedea ce se va întâmpla în continuare. E posibil să nu fi folosit un material foarte bun, e posibil să nu fi folosit un material care să reziste la îngheț de zgheț, că nu ai discutat cum a Mi fost s-a făcut lucrurile. cu subcontractori, din câte știu eu, locul. Nu-i cunosc. Dacă din asta știți, puteți să-i dați un preț. Mă rog.